Salutare, eu sunt Adrian și bine ai venit la un nou tutorial. Astăzi am să ți prezint cum am să vopsesc această piesă, am să ți arăt cum am aplicat vopseaua pe această ușe. Am început să aplic vopseaua pe toate canturile mochile, am aplicat vopseaua pe interior am asigura că toate sunt acoperite. Acesta este primul strat de vopsea. Am o acoperire foarte bună, deoarece am folosit fondul specific acestei vopsele. Mi s-a recomandat un fond închis aproape negru, G6, PPG înseamnă aproape negru. Iar acum aplic primul strat de vopsea, merg cu acoperire aproape de 90%, dar după ce vopseaua se va usca, automat o să fie zone sau o să fie puțin transparente, adică se va vedea fondul prin ea. Prima mână este netedă, este udă, este, rămâne lucioasă la aplicare, după care se face mată. Presiunea de aplicare este 1,5 bari, opsea pe bază de apă, PPG. Diluție de 10%. Acum este stratul 2 de vopsea. La fel o să acoper în primă fază toate muchile, toate canturile. Mă asigur că zona de interior este acoperită foarte bine și nu am zone descoperite. Iar de această dată o să vin cu o acoperire de 100%. O să mă asigur că piesa rămâne perfect umedă, netedă, uniformă la uscare vopseaua și este acoperită complet. Deci acum mă interesează foarte mult ca sau să, să fie cât mai uniform așezată și să acopere perfect, pentru că după urmează egalizarea și am nevoie ca egalizarea să așeze pe un strat neted, uniform. Acum urmează aplicarea egalizării, presiunea este la fel, de 1,5, doar că am să măresc distanța și mișcarea o să fie puțin mai lentă. Deci după cum să vedeam, mări distanța și las raza să pătrundă către piesă în așa fel încât să fie cât mai largă. Deci dacă era mai aproape de piesă, raza era mai mică. Dacă mă distanțez automat, circunferința razei este mai mare. Aceste două piese au fost pentru blend. Am aplicat vopsea pe această zonă să vede. Și pe această ușă spate am aplicat vopsea până la această zonă. Și acum o să vină lacul. După cum se observă, vopsea este foarte netedă, s-a uscat și urmează aplicarea lacului. Presiunea la aplicare la acest lac este 2,3 bari. Setările sunt wide open. O să merg cu o mână Semiplină plină către plină, adică am să las o suprafață subțirică de lac pe piesă, dar foarte întinsă și foarte lucioasă, pentru că când am să aplic stratul 2 de lac, va copia prima structură, primul strat de lac și se va face mult mai neted, mult mai lucios. Deci prima structură de lac trebuie să fie întinsă, netedă, lucioasă. Poți să mergi și cu o mână plină și o semiplină, atât timp cât ai acoperit toată suprafața, nu ai lăsat locuri uscate de lac și ai aplicat un strat de lac lucios, uniform, pe toată suprafața. Automat, stratul 2 va acoperi toate imperfecțiunile care au rămas din primul strat pentru că ai avut îndeajuns lac pe piesă și automat el se va întinde mai mult. Acum urmează stratul 2 de lac, setările sunt la fel, wide open, 2,3 bari, mișcarea este mai lentă și petrec peste straturi în proporție de 75-80%. Deci mă asigur că rămâne în urma mea un strat de lac lucios, uniform, aplicat, este foarte simplu, respect acest pași, și o să vezi că o să ai rezultate foarte bune. Acesta este rezultatul meu. Acesta a fost codul de vopsea Candy Blue, Nissan. Eu am fost Adrian și vă mulțumesc pentru că ați vizionat acest videoclip. Te salut și multă sănătate!